Bună ziua! Vorbim acum despre ecuațiile în mulțimea numărul complex. Z la puterea 9 egal cu 2. Z egal cu X plus Y. Z număr complex. X aparține real, Y aparține real, iar I pătrat fa minus 1. 2 fac 2 ori 1, 2 pe lângă cos de 0 plus I sinus de 0. 1 fac cos de 0 plus I sinus de 0. De ce? Cos de 0 fac 1, sin de 0 fac 0. Deci 1 egal cu 1 plus I ori 0 fac 1. Deci 2 egal cu 2 pe lângă cosinus de 0 plus I sinus de 0. Deci numărul real scris sub formă de număr sub formă trigonometrică. Acum, Z la puterea 9 este 2 pe lângă mulți cu cosinus de 0 plus I sinus de 0, radical indice N din partea stângă egal cu radical ce, pardon, radical ce 9. Din stânga egal cu radical ce 9 din dreapta, 9 cu 9 simplifică, z egal radical ce 9 din 2, pentru că cosinus de 0 plus 2 ca pi supra 9 plus i sinus de 2 ca pi pe 9, formulă Moivre. Cau e 1, 2, 3, 7 până la 8. Pentru k egal cu 1 avem z1, deci soluția z1, pentru k egal cu 1 z2, k egal cu 8 z9. Fiind o rădăcină de ordinul 9, avem 9 rădăcini. 9 soluții. Deci ZK e radical ce 9 din K, cosinus de 2K pi supra 9, plus I sinus de 2K pi supra 9. Cau este 0, 1, 2, 3, 7, 8. Vedeți că este foarte rapidă. Bineînțeles că dumneavoastră când rezolvați, nu trebuie să demonstrați toate, că nu trebuie să demonstrezi că 4 e 4 pe lângă cos de 0 plus sin de 0. Scrii pur și simplu. Dar eu am făcut așa pentru începători. Deci mai e z la 25 fac 4. Alte ecuație. 4 fac 4 ori 1, fac 4 cos de 0 plus i sin de 0. La fel, cos de 0 fac 1, sin de 0 fac 0. 4 egal cu 4. Z la puterea 25 fac 4 pe lângă cosinus de 0 plus i sin de 0. Radical, indice 25 din stânga, radical indice 25 din dreapta. Radical 25 din z. Din 25 din z la puterea 25, 25 cu 25 simplifică, vine z, iar radical ce 25 din 4, radical ce 25 din cosinus de 0 plus 2k pi pe 25 plus i sinus de 2k pi plus 25, formăm un Moivre. Cau egal cu 0, 1, 2, puncte, puncte, 23, 24, până la 24. Deci, zk, rădăcină, fără radical ce 25 din 4 pentru că cosinus 2k pi pe 0 plus i sinus de 2k pi supra 25, pardon, 2k pi pe 25. Cau e 0, 1, 2, 23, 24. Soluțiile. Pentru k egal cu 0, z1, pentru k egal cu 2, pentru z25, 25, k egal cu 24. Avem soluțiile respective. Vedeți că este foarte simplu. Deci, alta, să se rezolve ecuația. Minus 2 ori z la puterea 20 plus 104 fac 0. Împărțim prin minus 2, z la puterea 20 minus 52 fac 0. Z la 52 fac 52 ori 1. 1 egal cos de 0 plus sin de 0. Vedeți că totdeauna scriu treaba asta pentru fiecare exercițiu. De ce? Un pedagog adevărat este acela care explică de un milion de ori același lucru cu aceeași pasiune. Deci nu este o corvoadă ca să fac din nou, pentru că colaboratorii noștri să înțeleagă perfect. Câteodată poate nu e atent la primul exercițiu și cade în capcană la al doilea, aici înțelege mai bine. Cos de 0 fac 1, sinus de 0 fac 0, 1 fac cos de 0 plus i sin de 0. Z la puterea 20 fac 52 cos de 0 plus sin de 0, radical, indice 20 din stânga, radical ce 20 din dreapta, și vine zk, rădăcinile, fac radical ce 20 din 52, cosinus de 0 plus 2k pi plus 20 plus i sinus de 0 plus 2k pi pe 20. Moivre. De unde zk e radical ce 20 din 52, cosinus de k pi pe 10 plus i sinus de k pi pe 10. Cau e 0, 1, 2 până la 19. Soluțiile ecuației. Exercițiul 4. Să se calculeze. Z la puterea 160 și radical ce 145 din Z. Unde? Z egal cu
1 plus i radical din 2 împărțit la 1 minus i radical din 2. Înmulțim sus și jos conjugata de la numitor. 1 plus i radical din 2, sus și jos. Este același. A pătrat minus b pătrat fac a minus b înmulțit cu a plus b. Formulă de calcul prescurtat. Numitorul este 1 minus i radical din 2 înmulțit cu 1 plus i radical din 2 fac 1 pătrat minus i radical din 2 la pătrat fac 1 pătrat minus i pătrat ori 2. Radical din 2 la pătrat fac 2. Fac 1 plus 2 că i pătrat fac minus 1. Deci e 3. Z egal cu 1 plus i radical din 2 la pătrat supra 3, dar a plus b pătrat, fac a pătrat a plus 2ab plus b pătrat. 1 plus i radical din 2 la pătrat, fac 1 pătrat plus 2 i radical din 2 plus i radical din 2 la pătrat. 1 plus 2 i radical din 2 minus 2 este minus 1 plus 2 i radical din 2. Deci z egal cu minus 1 plus 2 i radical din 2 supra 3. I pătrat fac minus 1, radical 2 la pătrat fac 2. Atenție mare! Deci să iei calm. Z1 de la numărător e minus 1 plus 2 radical din 2. X1 e minus 1, Y1 fac 2 radical din 2. Modul numărul complex ro 1 radical din X1 pătrat plus Y1 pătrat minus 1 la pătrat plus 2 radical din 2 la pătrat este 1 plus 8. 2 la pătrat fac 4, radical din 2 fac 2, 4 ori 2 fac 8. E 3. 2 radical din 2 la pătrat, 2 pătrat ori radical din 2 la pătrat, egal cu 2 la pătrat ori 2, 4 ori 2 fac 8. Z1 fa minus 1, 2 radical din 2, rho 1 egal cu 3. Cosinus de alfa 1 fac x1 pe rho 1, minus 1 pe rho 1, minus 1 pe 3, minus 0, 33. Sinus de alfa fac 2 radical din 3 pe 2, 0, 94. Alfa 1 este în cadranul 2 al cercului trigonometric unitate. Z este Z1 supra 3, 3 cu 3 să zice că modulul Z1 e 3, cos de alfa 1 plus isin de alfa 1. Alfa 1 în cadranul 2, în cercul cu rază unitate, ăsta Y1 fac sinus de alfa 1, raza e 1 aici. Și X1 fac cos de alfa 1, Y1 fac sinus de alfa 1. M de cuantă X1, Y1. X1 fac sinus de alfa 1, X1 fac cos de alfa 1, Y1 fac sinus de alfa 1. Deci știm că ordonata este sinus, iar abscisa este cosinus. Z la 160 fac cos de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 la putere 160, moavră. Z la 160 cu cosinus 160 alfa 1 plus i sinus de 160 alfa 1. Radicanci 145 de Z, radicanci 145 cos de alfa 1 plus i sin de alfa 1, fac cosinus 2 cap i plus alfa 1 pe 145 plus i sinus de 2 cap i plus alfa 1 145. Cau e 0, 1, 2, 3 până 144. Și avem cele 145 de soluții. Asta este rezolvarea. Nu trebuie să lipsească la o explicație niciun pas, dar la un examen, cel care știe nu mai stă să mai explice că a pătrat b pătrat, fac a minus b, a plus b, face calculul direct pe ciornă, scrie direct, se urmăște rezolvarea. Aici la fel, nu mai faci, o faci direct. O să scrii că 1 plus i radical din 2 fac minus 1 plus 2 radical din 2. Dar dacă ești un om care e foarte bun, care e lucrat, poți să pui și toți pașii. Ca să fii, să-ți dai nota singur. Deci este o anumită logică. Formulă Moivre să dau demonstrate. O să le demonstrăm. Deci urmează. Deci nu este problemă. Să știți despre numere complexe, ecuații numere complexe și Doamne ajută!